Iar după amiaza în satul Oinacu, din comuna cu același nume, spiritele s-au aprins între primarul comunei, Laurențiu Burtavel, și administratorul unei societăți ce are ca obiect de activitate arendarea pământurilor agricole. Motivul disputei l-a constituit realizarea unui drum de acces între două parcele de pământ. Ilie Stemate, administratorul societății și arendașul celor două terenuri împreună cu asociatul său, Dănuț Ban, spun că în urmă cu câteva zile au efectuat anumite lucrări agricole și au însămânțat cultura de porumb pentru anul acesta. După ce toate lucrările au fost efectuate și nu mai rămăsese decât ca porumbul să răsară, cei doi au avut parte de o surpriză neplăcută. Am venit ieri ca să verific cum arată, că în ce fază se află porumbul. Că e semănat o săptămână, deja e încolțit și când am venit să verific să văd cum e porumbul, am găsit o autostradă. M-am gândit că probabil o fi prelungire la A3. N-am aflat de proiectul ăsta, dar și am întrebat la primărie și a zis că s-a făcut drumul. În ce mod s-a făcut drumul, nu știu. Noi avem echipamente de erbicidat autopropulsate și avem lățime de 40 de metri și nu avem cum să trecem acum, să ieșim în drum, să ne facem lucrările care le avem de făcut. Noi trebuie să facem practic alt drum pe lângă dâmburile care le-a făcut el. Trebuie să stricăm și pe o parte și pe alta. În loc să rămână drumul care era drum, trebuie să ne facem noi acum încă două drumuri. Că așa vrea primărie. În afară de paguba că ne-a stricat cultura, că deja este arat, discuit, sămănat, sămânță, îngreșăminte, ierbicid, deci s-au făcut toate lucrările pe pădure. În afară de ce ne-a stricat cultura, veniți, vă arăt, uitați ce este malul ăsta de pământ care l-a dat în margine, chiar aș vrea să-l întreb, dacă puteți să-l arătați, chiar aș vrea să-l întreb să vină să-mi arate el mie cum pot să fac lucrarea, că trebuie să ies cu tractorul. Să ies cu tractorul după teren, că eu bag prășitoare, bag fertilizare, să iau dau un creșt, să bag cu ierbicid și trebuie să ies la drum ca să pot să întorc tractorul. Să vină el la fața locului, primarul, să vină să-mi arate cum pot eu să fac lucrările astea aici. Avem aproximativ 4500 de metri liniari. Pe stânga, pe dreapta, avem și pe capătul celălalt. Ori un metru jumate, un metru jumate, 2 metri, peste 2 metri stricat. Asta o să hotărească paguba expertul care va veni să facă evaluarea. Pentru a ne demonstra că are dreptate, domnul Ilie Stemate, împreună cu asociatul său, au măsurat drumul în prezența noastră. Aceștia spun că legal calea de acces trebuie să măsoare 4 metri, dar la măsurătoare au ieșit 5 metri și jumătate. Nemulțumirile celor doi sunt legate de malul de pământ așezat la marginea parcelei. Cei doi giurgiuveni susțin că persoana vinovată de situația creată este primarul comunei Oinacu. Echipa TV Giurgiu a luat legătura și cu acesta pentru a afla care este punctul de vedere oficial al edilului comunei. După câteva minute, primarul, însoțit de viceprimarul comunei, au venit la locul cu pricina. Aflați față în față, cei doi nemulțumiți au început un adevărat scandal, însă cu iz electoral, nici de cum pe cele două suprafețe de teren. Să ne simțim, nu? E registrat, să ne simțim, nu? Bă, ești că mi-ai zis că mă să nu știi că ai zis că oi. Cine ai zis, bă? Tu că te rușine, mă, să vorbești, nesimțitule. N-ai zis? E o femeie de față, bă. Jură, mă, pe ce vrei că n-ai zis? Bă, nesimțitule, e o femeie de față, ești și viceprimar, halal de... Tu reprezinți, tu reprezinți comuna asta, mă. Cu director și inginer, te rectezi cu la... Tu director și inginer, mâine mă la scârciu. Mă rog frumos. Întrebat despre situația de față, Laurențiu Burtavel, primarul comunei Oinacu, spune că a acționat conform legii și că administratorul firmei nu a făcut altceva decât să-și mărească singur suprafața arendată. Este vorba de drumul de interes local care a fost arat încă din toamna anului trecut, din 2013. Vreau să vă spun că am făcut o sesizare verbală sau am atenționat societatea respectivă ca să lase drumul la forma inițială. La sesizarea cetățenilor, bineînțeles că nu am putut să acționez la momentul respectiv, fiind toamnă. Am făcut și o sesizare, o adresă scrisă pe data de 10.09.2013 și situația a rămas la fel. Ulterior, sesizările s-au amplificat, drept pentru care am luat măsura ca să închiriem un autograder ca să aducem drumul la forma inițială. Sătenii din Oinacu cunoscând de aproape acest conflict și spun că dreptatea este de partea primarului, care, în opinia lor, a respectat legea. Din punctul dumneavoastră de vedere, cine are dreptate? Domnul primar da, sau domnul primar? Păi normal. Ce era vre drumul dacă nu puteam să merg nici cu mașina singur? Auziți-o? Eu dacă plec acum, dacă plecam la voi, nu puteam să merg cu mașina. După mai bine de 2 ore de ceartă, cele două părți nemulțumite nu au ajuns la nicio înțelegere, cu toate că primarul comunei l-a invitat pe omul de afaceri la primărie pentru a găsi o soluție. Rămâne de văzut
dacă cei doi vor ajunge la o înțelegere amiabilă sau vor rezolva problema în instanță.